know who are the guys. Who's the head of the every car, okay? All right. So, and then we'll compare them, okay? Too much pressure. N-am putut să le spui la oamenii ăia că este. Nu, 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 eu sunt cu grupul. Păi dumneavoastră sunteți cu grupul, dar trebuia dumneavoastră să mergeți înainte, că vă spuneam. Un kilometru e de aici până acolo, e prăpăcea. Da? Deci, pe partea dumneavoastră, e realizat. Și n-ați putut merge? Noi am trecut, dar foarte încet, foarte încet am trecut. Ați mai multe locuri sau? Unul, e rău prăpăt. Da, poate să fugem, și... Mergem încet, dăm la lopată, facem. Nu e treaba la lopată, dar nu știi dacă intră tare așa, fuge da, terenul. Da. Ok. Ha. Mersi. The locals told me that the last rain destroy the road very hard and we have to be very carefully at one section. Okay. Pornim motorul. We'll be right back.
la putele, sounds great. Pois olha, tá com frente, tá com cada passo a rar. Cleaning hands or whatever. Never know what that would mean. Almost me. Täällä tulee sinne maljaa ja... Service time. Service time. We changed the cups between... It's a defector. Yes. Because that cup is cracked. But this one is... It's okay. Okay. So it's okay. Yeah, or, anyway, it's better than the other one. Than the other one. And this doesn't leak at all. So then it will be better. At least for now it doesn't leak. Yeah. Ruitiasta on silmässä. Se laminoidaan siihen, se paperi lähtee. Mä oon tätä harrastanut. Haluatteko insuliinipiikki? Two bolts on the bottom, and, okay. Now it's shaking like this. So okay. I'm a little bit worried. This is supposed to be making me relaxing. Baari asema. 235.
Mitä? Pikku. Pikkuräikkä. Tämmönen on pikkuräikkä, tämmönen näin. Jukurtteja vissiin. Halujen mukaan. Ja tässä on 11. Tiellä on 11. Tässä on liian pitkä. Left. Ole siinä hyvä. Älä jarruta, kun lasket taaksepäin. Miksi sä pysää? En mä jarruta. Mä oon than my mind, sees farther than my eyes. Ooh. My heart hears better than my ears. Pieces you brought me. Forget, so fill my heart. The rear, how it's the life on 20 degrees? It's really nice. We put also the rear air condition on, so it's getting cold. It can't hit you from the back. yes, yes. An oil inside, yeah. That change his viscosity. And now we need to lock this. Exactly. Yeah. So this lock from this. Yeah. So if we drill a screw from here, then it's absolutely sure that it yes. will. Yes. Yeah.
careful, very, very slow. Mm-hmm. Just like beer, I was going to do. Yeah. So it's not enough water. It's not enough water, exactly. Because the fun is not working. Samo oli taas sun juttuja, ihan varmasti. You hate high places? Yes, a lot. Okay. Te ette laittanut tätä kiinni, saatana. Sinne kapota. It's okay. Älykö työkalu? No joo, jos se löytyy. They didn't... They didn't tighten it. Exactly. No. Puuttuuko siitä siitä? Acum cum e blocat, când oprești motorul, el continuă să se învârte până se desfiletează. Serios? Empty spaces here and there. Visco coupling tools were here, and here's a new alternator. Oh. I think there's a fuel pump and some hose clips and stuff like that. There is a little bit of the stuff thing. As you can see, we are vegans.
coffee break? Oh no, beer break. Clock is after 6, so I'm allowed to smoke. I never smoked before 6. Joo. After 800 meters. One is there, the road what we are looking for. Not the, but they are. We are already on the road that I'm looking for. I know this road. Yes. And 800 meters more, there are some rocky just to have to climb, and it's not such a. So this is the hardest part. Yeah, yeah. No, tulkaa ylös vaan, että se on se vaikein paikka ja sit pitäisi tulla helpommaksi. Tuli jossain edempänä jotain kiviä, mutta samantyylistä kuin ollaan jo ajeltu jossain aikaisemmin.
Whoops. Wait! Wait! Nope! Nope! Stop! Not... Just the winch! Just winch! Don't stop! Kivi olisi tämän eteenpäin, olisi parempi. Se pyörää vaan niin hito syvää tehdä kuopassa. Jos otetaan vähän matkaa, hyppää kyytiin ja laita renkaat näin. Sitten otetaan etuvintsen sen jälkeen, me saadaan se sieltä kuopasta. Just release the winch. Vaikka se pohjaa sen renkaat, niin se saa pois sitten. Try a little bit, just small. Hyppää kyytiin, joo. Auto käynti ja pakkia. Just winch it. Yeah, winch. No, in that direction.
Exactly, rotate your... Exactly. Am făcut un mic anunț în rândul comunității Transhuman să descoperim că ni s-au alăturat aproximativ 9 mașini într-o mică expediție de o zi la minus 5 grade cu cortul pe zăpadă. Mică veste proastă pentru acest episod, Ana va lipsi, din păcate. Putem prezenta un pic și mașinile care vin. O mare parte dintre ele le știți în episoadele trecute. Ne învârtim în munții Apuseni, pe forestierele teoretic foarte ușor accesibile din munții Apuseni, care s-ar putea să nu fie la fel de ușor accesibile acum pe zăpadă. Vrem să ne băgăm și noi, dar ajungem la cu ziua în Paris. N-ar trebui să facem mai mult de 2 ore până în Glăvoi. Ok. La 2 să fim la locul de campare, ție târziu. E ok. Ți-am pregătit bucătărie specială în care doar fetele vor avea voie, fetele care contribuie, fetele și țăcă. Țăcă. La loc. Țăcă, faptul. Dar nu mai bine zici așa, țăc, 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 și să-ți așa din cămașe tachetul. Nu l-ai că spațiul e învârtit aici! Ne abținem să ne învârtim, da, Ionuț? Să mă învârt? Ai un amic, este de jos, doar nu crezi că-s de la schiuri. Cursul de prim ajutor! O fac mai ușoară. Ce faci, Ruben? De sunt pe roți. Trage, trage! După ce cuplează fața, da, înainte să cupleze fața, nu. Am dezumflat? Let's go! Acum începe, de ce îți tremură mâinile? De la frig. Încercați să păstrați distanța unul față de celălalt după ce ajungeți la zăpadă și comunicați pe stație. Când ajungeți pe drept, unul spuneți la următorul că poate porni. Și încercați să urcați cât mai sus ținut, adică una, a doua, cred că e suficient, a doua ținută constant, încât să nu rupeți nici aderența și nici să nu vă opriți pe loc.
mai știi cum e. Că odată ce ți-ai luat mașină de off-road, știi pentru ce ți-o iei. Acum noi toți ne mințim că nu ne-a luat-o pentru off-road, că avem grijă de ea. Compătimește Darius pe tine, Ruben, a zis că tot la tine pune bani de motorină, nu la tine. Da, ce să zic, mulțumesc, mulțumesc. Să pun la tine acum, că merg pe motorina ta. Ce ziceam eu de când văd un drum și mă gândesc oare Ștefan poate urca pe aici. S-a transformat în oare Ruben poate urca pe aici. Partea bună e că miroase a brad. Perfect, mă băiatule. Miroase a Moș Crăciun. Dreapta către Padiș. Cât mai avem? Cât mai avem? 6,8. Ne gândești că săptămâna trecută a fost niște inundații aici, adică. Mă, normal nu e așa grav, dar se pare că a fost cineva cu, nu știu, ceva 35 ori când a fost viscolită și a făcut șanțurile astea, că șanțurile sunt de zăpadă înghețate, nu sunt de pământ. Eu mă bazam pe Ruben că mai nivelează un pic. Când n-am nivelat nimic al spatele meu? Poate că a fost o decizie, nu-l corte înțeleaptă, să-l lăsăm pe rând în primul. Imediat ajungem unde am dormit eu noapte. Cum s-a prins farurile, Paula? Poate avem o șansă la trimis zăpada pe margine. Să fie zăpada mai mare? Să fie zăpada mare. Și avem ocazia să vedem și fenomenul numit ceața padișană. Harnici aici. Ce mai harnici? Dă-l mă un pic jos că le iau eu, nu sări tu cu el. Gata, las. Și cea unul, ce el face? Roxy. Totul este pregătit, speriat, ordinat, dar trebuie să le punem la foc. Hai, tata! Ah,
ramele pâncota. Trage-mă! Da, trage-mă! Păi e noi! Nu reușesc să prindez așa. Trage de gaute. Poftiți, vă rog. Nimeni de? Da. Deci așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. Zi. Păi cum s-a terminat ceaua? S-a terminat ceaua. Negru la minus, roșu la plus. Glăduț? A tău sigur pornește. Bă. Acum 3 ore băgau căldură de numă. Bună dimineața. Da, au mers motoarele în continuu, cel puțin la Roli. O parte cât am auzit la Ștefan. Acum de dimineață am văzut că Ștefan e mutat lângă Alex. Deci probabil au făcut așa un schimb de căldură. Cred că au pus un T între mașini pentru că sirocolul Ștefan, chinezăria, nu a reușit să pornească. Și pentru că râdeam de Ana, că are abilitatea de a se trezi în secunda în care ceva se întâmplă cu căldura, așa am pățit și eu. M-am trezit așa brusc în mijlocul nopții, am auzit că se turează un pic mai tare. Probabil termostatul a simțit că, bă, hai să-i oprim căldura la om. M-am întins repede după termostat, l-am dat un pic mai tare, pornit de la capăt și am mers în continuu toată noaptea. E cald, am dormit în chiloți și bluza asta termală. Dar acum când am aprins becul și am văzut, e gheață înăuntru. Gheață. Lui învingioarea deja a dat lumina, ceea ce e foarte dubios în Padiș. Bine, nu cred că vom vedea astăzi soarele, pentru că din septembrie nu mai răsare soarele în Glăvoi. Dar s-a făcut foarte, foarte lumină. Și câte grade am avut azi noapte? Minus 10. Am putea să facem o farsă să le oprim sirocoalele, să vedeți ce repede iese toată lumea din corturi. Singurul erou care a dormit fără încălzitor. Numai pe terasă se fumează. Da, pe balcon. Ia să vedem, pornește. Minus 8, bujia s-a încălzit. Nu pornește. 2 hours later. Foarte simplu să-mi dau seama unde se întâmplă ceva, că vine Tașa. Îți place masa noastră? Da, da. Stai că mai degrabă nu, că... Nu-mi place contact, da. Ceva bine. Ia să vedem cum pornește. Nu pornește japoneză. Ultima japoneză din grup. Bine, mă, silențioasă. Nu a fost ca și Jeep. Noi trebuie să te... Păi nu, ideea e să-i vedem pe următorii. Nu mai am 4x4 de ceva timp, dar e ok. Când trebuie, nu mă dau jos și răspund. We'll be right back.
roțile la asta se dejantează frumos de suflate, dacă lovești la. Ei, cred că în afară de aia care se desufla complet, cam toate cred că au mai scăpat un pic față de cum le-a desuflat eu ieri. La de fata, Ruben! Bună! Eu când am plecat, m-am luat pierdut. Nu știu că l-ai pierdut undeva. Serpentine unde cred că-ți va fugi spatele și nu poți să, să o iei. De exemplu, asta, capul. Bine mă, băiatule, mă, bine mă. Este pe drumul cel bun sau? Îi trag din nou ăsta. Da. Sper că da. Vorbeam că aici freci pe jos. Auzi că freci. De perfect, adică mai puțin ar fi plictisitor, mai mult ar fi imposibil. Nici o șansă. Nici o șansă să-l prind pe Ruben, o oglindă. Tu nu știi de fapt pentru ce îți pui scuturile sub mașină, e ca să fii un fel de bobă. Eu sunt de la trupul, oamenii așa pe bine. Păi numai bine știm, pe viitor să luăm și câte un Logan cu noi. Nu, nu, că poate veni pe unde mergi tu. Mă, normal nu e așa grav, dar se pare că a fost cineva cu ceva 35 ori când a fost biscolită și a făcut șanțurile astea, că șanțurile de zăpadă înghețată, nu sunt de pământ. Eu mă bazam pe Ruben că mai nivelează un pic. Și ce faci acum, Ruben? Vrem 4x4. Am făcut niște urme un pic mai strâmbe. Sper să nu-ți afecteze bunul mers prea tare. Mai avem, mai avem 18 km până la Buscat. De acolo la Cluj. Da, Ștefan, poți, să, poți să-i dai până atunci. Hai sus. Rămâi în urme, nu încerca să ieși din urme. No, dă-mi, du-te pe urmele mele și încearcă să le faci un pic mai adânci. Pe urmele mele, du-mi nutrișa. Acolo, poți să te dai un pic mai în spate, Ștefan?
Nu zic, dacă rămânem aici, de ba, uite, când ne apropiem de copac, it's fine. Dar ce șofer avem, mă! Da, sunteți din campionat? De nota 10. A ieșit în gol sau încă ești între copaci? Am ieșit în gol, dar stau în spate, încerc să mă încerc o dată. Da, da. Cum ai rămas acolo? Moare între a doua. Eu ce ți-am zis că nu duce a doua? Așa e. Deci cu celelalte nu ducea nici atâta. Poate era un pic mai înalt. Hai, dă-te mai în spate, Vlăduț. Hai un pic mai în spate. Dă-i în spate. Dă-i așa, dă-i. Dai. Mai. Bun, de acolo, dai. Acolo lună sau două am venit pe aici, dar nu era înghețat, nu era nimica. Aia chestia, și aici bucata asta. Aici a rămas zăpada de acum două săptămâni și peste aia s-a pus asta. Și noi cu pauză de numără de aia de deasupra și cu mine voi rămâne de asta de... Lasă-i, nu-i la... Da, nu poți. Să-i lași pe ei în față. Să-i lași pe ei în față, care sunt mai mici. Nu, că eu sunt foarte auzi, mare, la... da? Da. Dar pun de curlic să nu smulg ceva de la troliu. Da. E blocat... Înghețat troliu. Înghețat. S-a dus și 4x4 până a pus-o șupă. Da. Cum era 4x4? Când nu umflu bine. Păi mai încerc să umfli o dată 4x4. Da, și dacă e să te leg, ar trebui să te leg de acum, că după aia nu mai pot să vin înapoi după tine. Gata! Hai da să mă troliez eu de copacul din față. Da, o geacă, nu ți-ai pătit? Când mi-a fi frig. De care copac? Da? Stai! Să
Hai, mai, mai, mai. Hai că a agățat un pic. Nu știu, aveți sau la locul lui. Nu e pe numărul. Iar încercăm planul celălalt. Lasă liber și desfă-mă. Apăsa accelerația. Încet. Încet. Du-te dumi, du-te dumi. Du-te dumi. Dai dumi. Vlad, ai un pic drum mai spate și o iei mai în mai în stânga. Aștept că ți-am nivelat un pic mare de partea colonul ăsta. Cum am să citit acolo un pic? Hai să ne dăm toți mai spate până de unde ai intrat în față. Nu, nu ne putem da în spate, că rugăm blocat. S-a blocat sau poți să puneți bloc? Nu, nu știu că trec. Ai încercat să dai în spate, Ștefan? Nu am Da, e suspendat. Auzi, dacă ne întrebi acum care mai veniți, cred că toți mai venim. Nu zice niciunul că acum, nu vine. Acum nu, mâine, mâine nu. Dimineață. Da, poi mâine, să apucăm să ne încălzim și noi după tura asta. Fac, când mă gândesc că mai am de pedalaș până la București. Hai că încerc să te scot prima dată pe tine. Și după aia pe Ștefan. O reușit să alege? Hai că trebuie să pui, ok. Stai, stai, stai. Dă-i, 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 ușor. Așa, așa. Da, nu, mai bag. Stai, stai. Dă-i, mă. Atât. Oh, bun. Ok, că l-am dat, îl va pinge. La locul ăla e. Să vin mai departe, nu m-a prezut să nu copii exact. Să vin. Nu mai vreau pe spate. Bună dimineața! Cum v-a fost drumul? Bun. Dacă ne trezeam la timp, a fost bun. Numai bun de început de aventură, nu? Da. Coră, coră de somn mai mult, pare bine. Hello! Salut! Da, ai mai înălțat, tu te-ai supărat rău pe ea. Da, salut! Salut! Bună, bună dimineața! Să rămână neața! Bună dimineața! Bună, Ruben! Piloții, un pas în față! Simt să vă anunț că s-ar putea ca ziua 2 să fie foarte lungă. Va fi lungă, va fi lungă. Să le punem. Da. Curățăm suprafața. Da. Și îl întindem bine cu cardul. Exact. Dar așa frumos, dintr-o parte în cealaltă, de pe măsură ce îl desfaci. Da, da, da. Așa e când e copilot, trebuie să muncești.
tu frate, că eu trag. Hai că ne înțelegem bine. După mașina 6, cine este mașina 6 oare? Bac-bac! După Mitsubishi te duci tu, Bogdan. După Bogdan va veni Rolly și după Rolly voi fi eu. Nu mă lasă nevasta, știi? Că mi-aș fi luat de mult în Touareg. Bă! Păi, și ți-a luat patrol în loc de Touareg? Știam pe cine. Știam pe cineva. Și de ce îl conduci tu? Da. Am unul, cam două. Că mi se termină rația asta, liniștit. Da. Am vrut să mă duc mai aproape de apă. Pizza de ieri. Ce hai mănânci acolo? Pizza. Ai venit la munte să mănânci pizza? Da. Asta e luată de ieri în plus, din greșeală. Greșeală, da, păi, așa, de greșeală comandă. Tot facem. Greșeală de comandă. Și noi tot sucul apric facem. Apa și... Stai că am și eu. Asta când am turnat apă și a rămas aici. A rămas aici. A rămas aici. E posibil. A rămas aici. Când ai pus în... Uite ce... Dar nu, trebuie să scoți asta. Asta am zis că acum... Asta-i faza. Acum a zis tare să pierd apa, știi, la urmă. După ce ai gărat atâta. Ăla e sânge? Nu, trebuie să sparg asta, cred. Nu? Da, ar ajuta. Da. Nu am crezut că e automată faza, știi, cumva, ca la... Tradiționale. Taș, de bacam, granină, roșii, cărnați pican. Nu-i de-a noastră. Nu. Avem roșii? Da. Gătite de mine. Pe cu maioneză. Îmi dă plăcei pe alea. Ruben, când ajungi la sărbătoare, să te oprești ca să ai și tu două poze măcar. Da, atunci l-am trecut. Hai că dau cu spatele. Sunshine when you're gone. Ce-a să pună Costel în partea asta? Nu știu cum arăți intrarea de aici. Stăteam cu
folclorii care folosesc. Ce harnică e toată lumea. De ce că nu mă mai doar genunchii. Greu așa, nu se poate. Muncește, unul stă cu mâinile în buzunar. Jumătate de oră mai târziu. De intrare mai aici, ca să te acolo să fii plin. Nu am văzut că veni. Pe dracel, așa? Uite așa, da. 2 hours later. Da, având în vedere că l-a să strânge. Da, n-ar trebui să fie așa mare problemă. Ce ai fost să ceri? Un bolovoc pe ăla că am parcat mașina cum trebuie. Da, dar măcar eu n-am așa ceva. Deci cineva s-a gândit să aducă. Și eu m-am gândit să întreb. Hai să vedem. Eu zic că e în limite. E în limite, nu? Deși panoul ăla pare mai... Nu, ăla se lasă la mijloc, aici se lasă. E super drept. Dar, ia să vedem... Da, e cum am și văzut, e mai înalt în partea asta. Ce Dumnezeu le gătește aici? O mâncare bună. Iarbă. De iarbă avem aici, în jur, peste tot, de ce trebuie să vii de la București cu ea? Mâncare delicioasă. Dar Ruben, da. Voi sunteți certați pe focul nostru? Nu, vrem să facem un grătar. Păi și ăla ce are? Aveți grătar? Păi nu. Sau să punem? Avem foc. Nu, hai să facem acolo. Știi ce am făcut? Am luat mici, am luat cărbuni, am luat lemne, dar am uitat grătarul acasă. Sila? Ce mănuși chirurgical? Mănuși de mecanic. Am cumpărat un sirocou și vreau să-l... Să încerc, să vedem ce că face față. Încă n-am folosit până acum și ceva, dar... Așa, doi. Numai, se mulțumește. Am făcut reducție la 75. Că inginerește vorbim 75 cu 75 scap în cap, știi? Dar nu. Și trebuia să fac 75 cu 78, să intre mamă cu tată. Și este puțin homo, este tată. Și scociu de izolat, care căcare este, a rămas acasă, în blugi, de ce nu? Și puțin am găsit o inginerie. Așa cum știi ce ar fi cirea așa de pe turnul? Să-l cuplez la cuplă și să spună că nu are suficiente tensiune în baterie. Și tocmai îmi dau seama că nu l-am alimentat cu motorul și trebuie să-l trag afară. De cât ai? Nu-i deloc? Gol. Gol că pleacă prin supapă de presiune, știi? Ai făcut o groapă? Asta n-am mai văzut. Mă, da, că cei care curent continuu, știi? Ia să vedem ce zice. Stai un pic să pornesc, da? L-a luat. O pornit. Deci, tot a fugit de focul tău. Da, am văzut că nu vă place. Ia să vedem. Această micșunealtă... Un super românist care ar avea termostat. OBD e la. Da. Și surprinzător, reglăm temperatura și știi care e și termostat incorporat. Și-l ducem în cort și nu mai avem treabă cu el. Setăm gradele, 24-25 cât avem nevoie și știi că el își face treaba. Cu Doamne ajută, ar trebui. We'll be right back.
Bună dimineața! Bună dimineața! Suntem la micul dejun. Aici ai, nu, ți s-a dus bieleta. Hai încoace. Uite-o. Când trag de bieleta, acolo de sus, de pe telescop, aia-ți sună. Băi, e desfăcută. E desfăcută? Sper, nu știu, stai cumva. E desfăcută, mă, se mișcă cu totul. Da, de acolo e. Da, e desfăcută, e, știi, fii atent, când miști, se mișcă și rubul cu tot așa. Păi am trusă, stai așa. Hai, gata, hai cu o strângere. Bine, Bogdan! Telefonul în geograf! N-am văzut drumul! Hai că n-am mers chiar atât departe! A plecat, a plecat! Ah, am crezut că e eroare de GPS. Da, eram foarte aproape! Sau ne-am putut la un restaurant. S-a votat restaurant. Da, da. Deci vă rog, dați-mi voie. Să tragi un pic. Vă rog. Dacă să mai ciudat de aici. Da, viu. Ia, ia. E spectacol, locația. Long nights, long drives, alte treabă. Ce vrei să faci cu ei? Se mănânce. Mănânc. Cruzi. Așa foameții. Dar e bun. Care-i nu-mi e foame, e bun. Dobirea mea.
Ce mai tare făcut? Nu te-am întrebat nimic. Bă, deci sunt maxim, amândoi, maxim. Dar suntem faini, nu suntem faini. Maxim, faini, maxim, faini. Deci noi nu ne plictisim niciodată de mai. La un moment dat stăteam cu zică și spun, bă, dar tu nu conduci mașina? La care el foarte tare spune, nu, un pic, că jucăriile sau miele, nu? Femeia cu jucărie ei, nu? Deci, da, cred că urma acum să prind un pic cârnăciorul pe fondul ceaunului. Am intervenit, am făcut aceste mișcări pe care numai eu știu să le fac și de acum va fierbe în continuare în cele mai bune condiții. De ce stăm? Te așteptăm. Facem griji pentru voi. Alin spune că cele. Suntem ca puii de căprioară fără mamă. Mai las mult, dacă cât praf am eu mașină. Tapă dreapta și stânga, s-a mai spus. Așa. Acum dă invers. Așa, bravo! Așa-i, faci tapă. Cafea, toată ziua, până ziua cafea. Păi da, dacă nu face nimic, am montat curcă?
Dar bineînțeles, noi aici rămânem seara. Da. Noi aici rămânem? Aici stăm? Nu înțeles că avem apă, uite, aici râu, facem baie în râu. Gata! Fix! Băi, nu tulburați, stai să-mi iau de telefon, fac și o poză. Nu tulburați apa! Six hours later. Haide, Ioana! Ai crezut că pleci în concediu, am? Da. Unul gătește, unul bea. Ca în Survivor. Cartofi prăjiți cu grătare. Toată ziua am zis că facem fasole. Și cum ai ajuns la cartofi? Și pe când ajung aici, da, mă, pot să tai ceapa să o călesc. Ah, dar nu, că mâncăm grătare. Cum mâncam grătare că toată ziua am zis fasole? Mâncăm grătare. Și am cerut și un aragaz. Și ai primit două. Păi nu, că unul e al meu, dar fac grătare cu cartofi prăjiți. Cum fac grătare cu cartofi prăjiți dacă nu cer împrumut grătare? Eu, bineînțeles că deja am gătit. Și rapid. Da. Simteam cum vom. Sunteți drepti aici? Da. Pe Boloboc. Stapă direct. O țem că să alunecă. Cine pregătește bucătarul? Cui foame? Cui foame? Ce zici, Chiri? O porție de cartofi prăjiți? Niciodată nu se refuzăm. Așa e? Nici eu nu refuz. Am crezut că plantezi în copac. Înaintează de acolo. Mă duc lângă Mișu. Te rog. Pentru că uite, îl vezi aici, îl vezi? Dreapta ar veni când suntem noi și ajungi direct în negru. Wow! 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 S-a terminat malul. Vai cât de rău ai luat-o! Ar trebui să meargă, dă-i înapoi! Apa, așa e mai simplu. Acum. Oh, ce-a fost greu, a trecut.
Așa! Da, da. Am venit eu să te iau, iubit. Ești de la drumuri și păduri. Da, da, da. Dar mai stânga, nu ți-a plăcut să mergi. Dar nu mă încadrez, mi-am și cu dreapta alta. Vezi că ești prea virat. Dă-i spate! Stânga, 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 stânga. Mamele mele! Dă-i față, 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 stânga. Dă-i față, față, stânga. Față, stânga, dă-i, 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 dă-i. Mamă, să mă balansez eu. Da, da, aici trebuia să dai un pic în spate. Dă-i la vale, nu te mai... Dar l-am văzut pe el. Măi, n-are ce să se întâmple. Nu mă pun pe o parte. Lejer. Ții, ții cât mai în față. Hai în față, hai, 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 hai. Hai, hai, hai. Ține, ține așa, ține așa, așa. Bun, stânga ușor. Atât. Hai, el a vrut să urce sus? O scăpa volanul sus. Cu motorul pornit e mai ușor. Stai că și el vrea să se urce. Da. Asta a făcut și Mișu, și Alin. Vai! Cu spatele, tata! Nu, nu, dă-i față, față dreaptă! Dreapta, dreapta! Greu stai în mașină, tu față! Nu, Costel! Nu! Costel, ca să nu te, să nu faci ca ei, ascultă-mă pe mine, hai! Hai drept! Stânga, 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 stânga! Bun! Dreapta, dreapta, așa! Stânga, stânga! Bun! Dreapta! Bun! Asta a fost pentru sposa! Suspensia rezistă! Filar nu mă gândesc că nu știe... Dar nu știu de ce încearcă! Mai fain. Nu, hai să facem fiu sensibil. Hai să votăm. Liliana! Hai, ai trecut. Bine, Ana! Yeah.
acum toată forța e pe o planetară și riscă să rupă planetara. Mamă, ce nu-i mă, stai cu minte. Da, da. Nu, nu mai da la roate, stai un pic, stai un pic. Să nu rupem planetara numai. Da, dai, dai troliu. Mai. Mai. Nu, dai la roate. Dai la roate spate. Bun, suficient. Atât. Stânga, virează stânga, Alin. Cealaltă stânga. Stânga față. Dai drum ușor din troliu. Bun. Stai un pic, Alin! Alin, stai să te dezlege! Hai, e tot așa un pic în față. Hai. Un pic acolo. Eu nu înțeleg ce înseamnă. Nici eu. Balboșul ăla, vă spun eu. Ai. Nu încerca să ieși, mergi tot în față, înclină pe parte. Dreapta un pic. Așa. Rămâi pe stânga. Stânga. Stânga aia. Much later. Dar bună ziua, bine ați venit! Să rămâne bine v-am găsit, ne bucurăm că am ajuns cu echipajul complet și balena albastră în stare perfectă de funcționare. Da, da. Și-a entuziasmat. Da, cam păi prea entuziasmat, așa cum m-am relaxat. Cam plouat, așa. Da, condiții da. Obligatorie. Avem aici. Vreau un ochi sau cum vrei? Thank you.
Ce bine că ai apelat la unul foarte înalt. Ce bine că plecăm la 8 jumate. Nouă, Ana. Nouă era. Voi vă sperați că ajungem la 7 la locul de cabare? Măi, eu chiar sper, să știi. La 7 dimineața să nu ajungem, în rest e ok. O oră, oră jumate ar fi o plăcintărie. Dar ce facem, Alex? Da, o să mergem pe la mănăstirea de Paici astăzi. E Paici? Da. Va fi un semn mare. Pe drum. Bun, s-a închis? Perfect. Stai că mai are o ureche acolo. Nu, nu, Alex, nu, nu. Alex, nu se poate. Alex, lași așa lucrul neterminat. Bun, începem cu loz în plic. Dintre aceste patru bețe, că sunt doar patru prezenți și cine nu i-a prezent, își pierde ocazia. Partea nasoală la turele astea de weekend este că nu are ocazia fiecare să fie șef de tură. Eu nici nu doresc. Alo. La turele astea, cum știm deja traseul și făcut în prealabil, nu mai e nevoie să mergem noi în față, așa că veți merge voi în față. Noi vom fi închizători de tură și avem două bețe mai scurte pentru cei care vor deschide traseul. Care cumva? Eu nu. Nu mă bag. Regulile rămân aceleași. Chiar dacă conducem traseul, nu ne ducem singuri pe traseu. Regula rămâne, nu pierdem pe cel din spate. Iar când mai trecem prin sate sau și dacă nu-i sat, dacă-s două, trei căsuțe cu o băbuță pe margine, încercăm să nu-i dăm praf la băbuță, încetinim, salutăm. Bună simț. Reprezentantul de mașină. Pot eu? Haide. Tati. Da. Necâștigător. Deci aș fi vrut să mergem noi ultimii. De ce? Așa. Opa. Ai rămas necâștigător. Ei doi sunt... Alegeți-vă care cum vreți, în care zi. Îți fac onoare în ambele zile. Eu dacă mă duc în față, n-am niciun nicări. Bă, sincer. Și dacă nu s-ar fi ales așa, eu după el aș fi pus-o. Nu, sincer, dar eu știu limitele. Deci eu să fac orice, dar cu orientarea geografică n-am nicio treabă. Exact, asta vom învăța astăzi. Când urcăm pe râu. Când urcăm pe alb, iar nu. Asta mâine. Astăzi. Mâine sunt conducător. Ce mă gândesc că poate mai sunt bolovan chestii pe acolo și nu putem să mergem noi. Avem Vasilici. Decertarea premiilor. Exact înainte. Avem Ionuț și Paula. Suki. Nu noi astăzi. Zică Suki. Thank you. Frumos. Da, ei nu. Ia că de aici cei mai curioși. Te trebuie să revin. Nu, e obligat. L-a nimerit pe lungime. Super. Îi bine. Da. Exact prin același loc. Dacă ești pe aceeași culoare, nu mai știi care-i trecul, care ești tu, care... Bun. La fel și ai încărcat trecul? Acum descărc harta sau nu? Mai aproape de 100 de metri, la 50-25 de metri, problema că deja o să ți se pare foarte mare abaterea. Fiind foarte apropiat, tu ai tot timpul o eroare. Ori tu, ori cel care a înregistrat. Și sunt foarte mici șansele ca tu să mergi exact pe aceeași urmă. Deci să nu te sperie dacă tu ești la un 20 de metri și mergi paralel. Deja gata, la drum. Da, cum? Măi, da. Alex, ca să nu stea cu eu. Me choke. He could build me with feathers and break me with smoke. Me, I feel a thousand. Floricelele mele de la Bogdanel. 3 km, femeile vor trece ca și imigranții în mașini, da? Perfect, nu cam să mă dau jos. Nu, nu, tocmai nu trebuie să te dai jos, trebuie să te ascunzi în mașină. Bagaje.
Hai că o să vezi imediat panoul. Ce discriminare, nu se poate așa ceva. Și stai seama câtă liniște îi. Hei! Sunt pe politica la poli, la politehnică. Am ajuns la toți de România. Faci. Lista în indicator în față pe care scrie poarta trebuie să fie permanent închisă. Cotim prima la stânga sau la dreapta? Corect. E nevoie de reductor? Obligatoriu. Să nu mă duc blana, Kiwi. Bord. Păi mai ales cu copilul din dreapta ta. Etanșeam un pic cu aici, garnitura din ulei. E bine? S-a zis bine, ești bine. Ba da, dar n-am vrut să te mai deranjezi, dracu. N-am vrut să te deranjezi. Noi e aici unde mi-au fost dani să mă ies fac capacele. Și am pus pe sub garnitura. Știam că o să curgă, dar am zis că poate nu. Ulei, nu? Da. A strupit? Nu e problema că avem soluție aici, nu mă strupăță. Avem ulei. Tati! Da! Da, mai sunt cu, dar nu-l vindem. Da. Încă. Păi, am zis și eu acum cât a ridicat el drona și am condus, eu zic, poți zici că e alt traseu. Una e când te duci cu Toyota. Și acum m-am urcat și la volan, deci eram total, zic, nu, nu. E alt și care mai... Păi, dar eu nu l-am simțit data trecută, îți dai seama. Îți dai seama că pe acolo am mers cu 30-40 la oră. Alergătura, alergătura. Am toată încrederea în tine, Paula, că o vei trece cu brio. De la expediția acum 2 săptămâni și de un 3 mai nu mă mai sperie nimic. Asta e atitudinea. Doarme niciodată? La, pe autostradă, pentru acum zic că nu se cumetă să se culce. E prea frumos. Cum să pierd așa ceva? Acum ieșim imediat în deschidere. Da. Avem vreo 3 km, urmează urcare. După aia ieșim. Cât de aproape ai mai fost de eoliene? Chiar lângă ele, la Dalboca. Dar la noi în țară. Nu. La fel vom trece și acum, exact pe la picioarele lor. Întrebarea este câte plăcinte și de care doriți? Variantele sunt cu brânză sau cu afine?
Bună ziua! Ce-i? Cred că de când ați fost de... voi puțin palastieră. Unde? Știți că le rupem pe aici. De ce să le rupem? Mergi frumușel, frumușel. Zici? Și acolo în capăt. Hai, da, unde în capăt? Acolo, zici, acolo. Spune Ștefan? Da, Alex? A întâia la relanti, da? Păi și cât rând? Cât a întâi așa? Nu știu. Aici ai un ac de păr, 200. Ce? Stânga, stânga, stânga! Ai, ai! Ștefan? Stăm frumos din troliu. Ia, ia. Da, da. Du-te la lavare. Hai. Da, da. Bun, doar troliu momentan. Unde te depărtează? Da. Stai că e un pic transpirat suca. Dar tu știi când am coborât pe din mașină? Vezi că mi-i gândeam să scam afară cu copiii, zic, bă. Vai. Ai văzut? Da. No. Și acum? Da, în față până unde ai drept. Hai, la mașină. Cum e? Îți place? E frumos, dar... Da, să te uiți. Dar nu cred că pot să urc. Ia-ți mai, Ștefan! Și-a dat un pic prea tare și-a ciupit cauciucul. Și-a ciupit cauciucul. Are pană? Atât! Da! Cum faci aici? Să nu trebuie să-l întoarcem pe... Uită? Da! Dreapta! Dreapta! Lasă un pic troliu! Troliu și roat!
dreapta. Tu ești maxim stânga, trebuie maxim dreapta. Dă-i troliu. Mai lasă. Că nu prea să atinge spate. Atinge rău, s-a rupt brațul, bă, dar nu... Serios? Da, mă, s-a rupt brațul când am dat în ăla, mă. În ăsta când ai dat? Da, mă, firar mama ei. Ai să încet? Pe da, ai zis, dar ai să încet, încet, nu știu, trebuia să-mi zici să mă opresc. M-aș fi oprit, nu mă gândeam. Nu, e rupt brațul, n-are cum să nu fie. Nu atinge acolo, e mult în spate, da, foarte mult. Mai ales că și eu e foarte mult în spate. Nu, trebuia să ne întoarcem la început. Era de întors, era numai din troliu, urcat frumos, frumos, controlat. Știu, da. Da, când te-am văzut că ai urcat acolo, da, pentru da. Piatra asta mai era atâta. Știu, dar nu văd nimic, n-aș știu cât să mai iau, că era mai în dreapta. Da, nu o pricep așa de bine. Nu, e rupt brațul, nu are cum, e clar. Păi, ceva e rupt. Să scoatem. Ceva e rupt. Trebuie să scoatem. Păi, dar nu cred că mai merge în spate. De ce să merge în față? Păi și unde mai scoți pe un spate? Cum mai merge așa? Că mi-atinge... Uite cum atinge. Atinge rău de tot, de toate alea. De aici, de tot, de tot, de tot. Să dăm acolo în spate? Nu. Stai că credem că s-a rupt brațul. Orice ar fi, trebuie scoase. Aia vom face, o reparăm aici. Nu chiar în poziția asta. E ultima problemă, nu știu dacă dejantați s-au tăiat, unu, și doi brațe posibil să se fie să se tundui în spate. Unul s-a înduit rău în spate, uite-te pe aici, ce bine. Că nu știu dacă s-a înduit brațe, s-a făcut așa, nu știu ca fata direct ce s-a înduit. S-a tras de aia, dați seama. Deci a trecut acolo unde ai trecut un nou troliat, a ajuns aici, ai am zis ușor mai în stânga, un pic mai în stânga. Și a dat tare în stânga. O dejantat? Tăiat cauciucul și-mi dă-i brațul. Da, e foarte frumos locul, dar cum o aducem acolo? Cinci, trebuie un pus să groapă aia. Mai. 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 Atât, stânga ușor, ai trecut. Așa, dai. Dai. Dreapta. Dai, dai. Dai. Dar eu zic că ar trebui să urci tu. Da, da, de-aia zic. Îți spun zice ca să urci și el cu Amarok-ul și eu. Că noi n-avem trei ori. Hai deoparte. Hai să-l dai deoparte, că ești blocat după mine. Eu da, urcai să-l iei Amarok. Până la... înainte. Aici nu-i vorba de vulcanizare, mă. E vorba că se... Pară? S-a schimbat puțin de răcit. S-a schimbat linie planetară, e acolo capătul de bară. Nu, că roata se învârtea. Hai, s-a schimbat. Amortizorul. Da. Nu, amortizorul. Eu. Deci ce are? Amortizor. Un amortizor și un braț. Și caseta? Sigur? Pare în regulă totul. Pare în regulă. Ți-ai luat avânt? Un picuț. Nu știu ce nu poate tare, dar nu știu.
La cât ai dat de hotărât din ele? Și acolo? Nu, acolo cred că două. Pune în cricul și îl împinge de jos în sus. Dar e mai trebuie un cric. Uite, e aici în ea. Am eu de la da? Dar nu știu dacă e până la 19. E la mașină. Nu, ce facem? Mă duc după trebuie să mă. Mă duc după trebuie să mă. Ia, voi stați bine aici în furnici roșii. Da, e putent, mă. Deja nu-i împrietenit cu ele. Ideea e că încercăm să desfacem piulița de sus ca ulterior să scoatem șurubul afară, să învârtim de el fiind torsionat acolo. Ai, mă, bine, mă! Bine, mă! Dar cum? Ai, mă, ușe, fain, o sunat. Sunt mai mare, dragă, cum o făcut. Nici e câștigat la lotul, eram așa bucuros. Torsionat, cât am cu eu? Lasă piulții. Până la băi. Poți? Și acum caută la oricare, nu știu, unii smarti, așa... O bieletă antiruliu. Nu știu dacă o putem monta, că e îndoită zi. E îndoită bară de plin. Da. Păi și... amortizor de cai. Hai, rămân. Da? Da. Și dau și pe bucată? Aparent, da. Mai? Mai, dai. Mai dai mai repede un pic. Mai un pic! Mai un pic! Mai! Mai! Atât! Perfect! No, am nu, mai dai, mai dai! Mai! Atât! No, acum trebuie virat! Capătul e prelungitor de mediu! Bine! Ha? Bine! Bine, bine? Da! Da! Dă-i, până intră la capăt. Stați mult? Suntem patroli. Stați mult? Nu, mă duc numai să caut varianta cealaltă. Nu știu dacă mi-au geaca sau nu, dar merge. 15 minute, 20. Am eu geaca în mașină. Așa ceva nu m-am pădure, mai crezi. Și cum îndreaptă unii brațe, nici nu-ți vine să crezi. Bă, ești neunde este restul lumii? Dacă așa ceva nu vezi. Dacă vă vine să credeți. M-am dreptat să-mi duc cu brațul ăsta perfect. Perfect, l-am dreptat. Deci perfect. One eternity later. Foarte busuc. Dar lucrarea a reușit. Puteți vedea. Aici avem și... frumos. Cum am dat pentru asta? Ne-am marmoții. Ce fac, dragule? M-am trezit cumva, greu. Te-ai trezit cumva mai târziu, că erai lucrat peste program și... Da. Și astăzi... Dar până la cât ai de avut deschis la serii?
Aia, l-am întrebat și eu pe Alex. Ce program am avut eu? Către 11 jumate. Pe aici am ajuns la 12. Exact, la 12. De aia zi, Bogdane, ne zici ce ai lucrat? Să știe și urmăritorii ce ai lucrat de dimineață? Nu, pentru că știai că nu e voie. Exact. Păi chiar tot ce ai făcut? Chiar că n-am înțeles ce a făcut. Ai vrut să-mi doi cuțitul? Cred că nu-l filmez. Dar cum să vii pe aici? Că ai o colpe unde coborâm noi, e ok. Eu zic că ar fi urcat. Bă, alea, da, sunt pentru așa ceva, nu e ca, problem. Uite că e mai atent la ce ele, mă. Cu aia, cu din ăla ei nu ieșeam din curte, mă. Adică Paula. Eu nu. Paula. Bună ziua. Noi suntem cei de ieri. Ia, 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 că fură. Nesimțitule. Poate vrei să facem și noi așa dintr-o farfuria e cu tine. Dar uite-te că insistă, dar este tot, du-te-mă de aici! Nu știu de ce ne-am oprit. Aici? Da. Nu știu unde sunt. Mhm. Pare a fi... Pormită! E dieselurile astea, nici nu mai auzi, bă! Am ajuns într-un loc cu istoria a Apusenilor. Probabil cu toții știți despre accidentul aviatic din Apuseni, în 2014. Next morning.